găsit, sunt Adrian Boioglu. Iată-ne la o primă emisiune pe Go Next, o emisiune care se adresează în special industriei turismului, dar și celor care se gândesc la cum să-și petreacă o vacanță în România în acest an pandemic, în acest an în care totul s-a schimbat și în care încercăm să găsim noi destinații, să redescoperim țara noastră și să ne bucurăm de ce avem frumos aici. Mă bucur să l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Cătălin Țibuleac, președinte al Asociației de Management a Destinației Delta Dunării sau pe scurt Asociația Delta Dunării. Bun venit în emisiune, domnule Țibuleac. Mulțumesc pentru invitație. Ne aflăm în Delta Dunării și o spunem, ne aflăm la Lebăda, este un complex de 5 stele de aici din Delta Dunării, unul dintre puținele complexuri de 5 stele care se află în Delta Dunării și care reușește să atragă turiști de top din România și din afară prin ceva ce, eu știu, poate că Delta nu era obișnuită cu genul ăsta de turism. Cum vi se pare ce s-a întâmplat aici la Delta în ultimul an, pentru că au împlinit un an și câteva luni de când au redeschis acest complex? Mai exact, au deschis în mai anul trecut. Delta Dunării surprinde pe toate planurile și, după cum vedem, prezintă o ofertă turistică pe toate gusturile și pentru toate genurile de turiști. De la o margaretă, două margarete, până la un complex hotelier de 5 stele, așa cum este Lebăda and Spa Resort. Investitorii inimoși care și-au găsit, hai să spunem, au găsit modalitatea de a se exprima și prin acest mod. Lebăda este un bun exemplu de, iată că se poate să iei ceva într-o stare nu tocmai bună, pentru că a existat Lebăda și înainte, sub o altă formă, sub o altă conducere, și să demonstrez că se poate, suntem la Crișan aici, dacă nu mă înșel, exact. La Crișan să faci ceva ce poate vezi undeva în Turcia, poate vezi în Egipt, poate vezi în alte țări, un resort care îți arată lux și bun gust în același timp, pentru că nu e chicios, e de bun gust tot ceea ce vezi aici, în Delta Dunării. Avea nevoie Delta și de astfel de resorturi sau este mai bine, considerați că e mai bine ca Delta să se reprezinte prin ideea asta de rural, de, eu știu, vacanțe accesibile? Vedeți, un complex de acest gen, Lebăda Luxury and Spa, nu intră în contradicție cu ceea ce înseamnă tradiționalul atât timp cât tot complexul se integrează armonios, spuneam, de Crișan. Să nu uităm că mai puțin de un an jumate, doi ani, această locație era o ruină, efectiv o ruină, și era pe punctul de a dispărea, hai să zicem, plinea însăși. Investitorii au preluat locația, au investit nu puțin bani. Vorbim probabil de milioane de euro. Exact. Au refăcut-o de la zero, practic. Au redefinit-o, dar au redefinit-o într-un mod în care se integreze armonios în ceea ce înseamnă, până la urmă, ideea de Delta Dunării, de rezervația biosferei. Au construit mai curând o kerhana în incinta complexului, au baze de caia canoe, organizează trasee de caia canoe, trasee turistice. Deci, îmbină armonios acea eleganță și, hai să zicem, opulența unui complex de 5 stele cu ceea ce înseamnă, până la urmă, ecoturismul și turismul în natură, pe vizitare lentă a Deltei Dunării. Mi-a plăcut un lucru atunci când am venit prima dată aici la Lebăda anul trecut, tot cu Asociația Delta Dunării de altfel. Am fost invitați la masă de prânz și ni s-a servit o rețetă luată, ne spunea un domn de la restaurant, de undeva de la o doamnă bătrânică de aici din sat de la Crișan, de undeva de peste Dunăre, o rețetă de gulaș cu morun sau ceva de genul ăsta? Da. O minunăție, nici nu știam că există așa ceva în lumea asta și iată că au reușit să preia și să dea o întărsătură modernă și rețetelor până la urmă, dar și idei de turism în Delta Dunării și asta mi-a plăcut în mod deosebit. Exact, mai ales că vorbim de astăzi, august 2020, când această criză economică și sanitară care ne afectează pe toți ne obligă să ne redefinim, să ne
regăsim în ceea ce înseamnă, inclusiv în modul de a face turism, iar Lebăda reușește cu succes acest lucru. A crescut în mod natural de la deschidere și până în prezent, au o grad de ocupare în acest moment undeva de 90-94%, cu ocupare inclusiv pe timp de săptămână. Mi-aduc aminte că anul trecut discutam cu ei și aveau turiști doar majoritatea lor pe weekend. În acest moment au ocupare 7 zile din 7, ceea ce e fantastic. Într-adevăr, discutăm și de un moment favorabil industriei ospitalității din România, pentru că turiștii români, marea majoritate, au decis să petreacă turismul în România, vacanțele în România, să redescopere până la urmă România. Sunt turiști care tradițional își petreceau o vacanță în Delta. Sunt foarte mulți turiști care vin pentru prima oară în Delta și cărora trebuie să li se explice ce înseamnă Delta. Ce trebuie să facem în Delta. Să o faceți foarte bine, cu succes. Mi-aduc aminte că în urmă cu un an, poate chiar și doi ani, după ce ați preluat frâiile turismului, dacă se poate spune așa, în Delta Dunării, prin promovarea lui, prin intermediul Asociației de Management al Destinației Delta Dunării, ați făcut un lucru pe care chiar și cei de aici nu îl credeau, și anume ați reușit să aduceți un număr record de turiști prin promovarea acestor zone. Asociația Delta Dunării este cea care a raportat, după o activitate intensă, alături de agenții de turism, dar și de autoritățile locale, primării, Consiliul Județean și așa mai departe, cifre record de turiști an după an. Ce se întâmplă în 2020? Din păcate, Delta n-a putut să evite efectele crizei economice și crizei sanitare. Să nu uităm că starea de urgență a fost instituită, dacă rețin bine, 15 martie. În martie, cu da. Când, de fapt, în Delta începeau concursurile de pescuit, aveam turiștii iubitori de fotografie, de păsări. Natura renăștea, practic sezonul turistic era startat se startează în Delta Dunării în luna martie. Operatorii de turism au fost puternic afectați, în condiții care veneau după câteva luni de investiții mari în resorturile care le dețin, le patronează, pentru a crește gradul de satisfacție a turiștilor. Și normal că toată această poveste, criza coronavirus, i-a surprins fără lichidități și într-o situație financiară destul de grea. Am discutat cu ei, marea majoritate zic eu că au redeschis porțile. Am discutat cu ei, au decis să nu mărească prețurile, tocmai pentru a nu crește o presiune pe turiști. N-au mărit prețurile și în context în care lucrurile arată bine în acest moment. Avem o Delta ocupată, în grad de ocupare de aproape 100% permanent, turiștii vin, dar pe de altă parte, împreună cu operatorii de turism, împreună cu primăriile, cu Consiliul Județean, vedeți, avem permanent discuții pentru a lua și acele măsuri de siguranță sanitară, de a asigura confortul turiștilor, inclusiv din punct de vedere al siguranței sanitare. Știu că iulie abia s-a terminat și probabil că nu aveți cifrele exacte și complete, dar cum vedeți, a fost comparativ cu anul trecut? S-ar putea să asistăm la o cifră mult mai ridicată față de iulie anul trecut. Interesant. Și asta pentru că a venit în timpul săptămânii? Exact. Am avut un weekend de 7 zile din 7. Un turist de 7 zile din 7. Nu doar de weekend, da. Doar de weekend și lucrurile arată bine. Într-adevăr, hai să spunem, operatorii și-au propus să supraviețuiască în acest an. Vă dați seama, arată bine acum, dar uitându-ne în spate și ce efort financiar au făcut, faptul că au încercat să mențină resursa umană, să o permanentizeze, iar măsurile la nivel guvernamental, mă iertați, dar au fost insuficiente sau nu au existat aceste măsuri. Nu putem veni în continuare cu promisiuni vom face și vom.
nu merge cu vom, pentru că oamenii au nevoie acum de soluții, au nevoie de un dialog real cu, la nivel guvernamental, cu instituțiile, cu ministerele. Asociația a încercat să fie prezentă în permanent în acest dialog cu ministerul, cu ministerele. Suntem, hai să spunem, începând cu luna iunie, în Consiliul Director al Alianței pentru Turism, suntem în Consiliul Director al Federației Asociațiilor de Promovare Turistică din România, suntem parte activă a, hai să spunem, propunerilor care vin din partea industriei către guvern, tocmai pentru a găsi soluții și a ne adapta acestei crize sanitare și economice. Cum vedeți reacția guvernului la cererile pe care le aveți, de altfel repetate, pentru a da una de ajutor turismului? Vreau să vă spun și mă refer la ultima întâlnire cu prim-ministru astăzi. Industria ospitalității a propus redeschiderea restaurantelor, nici n-a fost luată în discuție măcar această propunere, în condițiile în care nimeni nu poate să spună că valul de infectări sau creșterea numărului de infectări vine urmare a prezenței turiștilor la terase. Eu îndrăznesc, nefiind un specialist în materie, să spun că nu de aici apare numărul de infectări. Cifra vehiculată de cazuri de coronavirus în Delta Dunării nu a fost una, în județul Tuncea în general, nu a fost una spectaculoasă. Sau, într-adevăr, la început au venit mulți români plecați în afară, s-au întors acasă și așa mai departe. A crescut brusc cifra la acel moment, după care s-a menținut destul de lin. În momentul de față, cum le explicați celor care vin în Delta și aleg să facă o vacanță aici că Delta poate să fie o destinație sigură din acest punct de vedere? Păi, Delta, prin felul de a face turism, presupune distanțare. Să nu uităm, dacă vorbim de pescuit, niciun pescar, ai spus, o repet, nu o să-și dorească să pescuiască într-o aglomerație de pescari. Întotdeauna va căuta acea distanțare. Și nu de frica coronavirusului, ci de frica faptului că pleacă acasă cu tolba goală. Bineînțeles. Și aici vorbim indiferent de tipul de pescuit, la staționar sau la spinning, la răpitor. Deci, și chiar și cel sportiv până la urmă. Bineînțeles. Traseele de caia canoe. Nu poți să faci un traseu turistic în caia canoe, deci cât cel mult în doi. Cel mult în doi, că n-am văzut caia canoe de 12 persoane. Plajele sălbatice neamenajate din Tulcea nu presupun aglomerări mari de persoane, așa cum se întâmplă pe sudul litoralului românesc. Și totuși vii în pensiune sau într-un resort de 5 stele și stai alături de oameni la același mese într-un restaurant sau în aceleași camere. Ați discutat cu operatorii din turism, i-ați convins într-un fel sau altul să ia măsuri suplimentare de igienizare a spațiilor și așa mai departe? Sau cum se întâmplă aceste lucruri? Permanent se face acest lucru. Ați văzut și astăzi la îmbarcare, toată lumea completează. Încearcă să, totuși să nu existe aglomerări la îmbarcare sau debarcare. Bine, vor mai apărea și situații în care poate oamenii nu înțeleg că trebuie să... Există vreo regulă de număr de persoane într-o barcă în acest sens? Nu deci... există nicio reglementare în acest sens. Atât timp cât ai măscuța... Mască și e de preferat ca barca să fie deschisă. Uh-huh. Ne-am deplasat azi cu barca. Barca, evident, a fost deschisă pe laterale. Camerele sunt igienizate, toată lumea servește masa la terasă, discutăm de personal instruit care poartă mască, mănuși, folosește biocide dezinfectante. Este o... Ați observat că există o frică de, de a veni în vacanță din acest punct de vedere? Sau sunt oamenii relaxați și vin aici cu plăcere, încercând să uite cumva de toată nebunia asta? Vreau să îndrăznesc să spun că turiștii care vin în Delta chiar vin relaxați. Și pleacă de aici mai relaxați. Și vin, pleacă și mai relaxați. Ceea ce e important, că turistul de Delta are un alt profil, nefiind acel party man, e și mai dispus să, să accepte niște reguli. Până la urmă, efortul acesta de depășire a
pandemiei trebuie să fie unul comun. Responsabilitatea trebuie să fie una comună. Turiști, industrie, autorități. Nu poți implementa și cere doar industriei să ia măsuri atât timp cât turistul nu înțelege că trebuie să respecte acele măsuri. Care e profilul turistului de Delta? Pentru ce vine omul aici sau ce tip de om vine aici? Turistul în Delta vine în general pentru natură, pentru liniște, pentru o vizitare lentă a Deltei. Nu caută acele povești de club, acele aglomerări mari, cu petreceri, cu gălăgie. În general, turistul de Delta este un turist, hai să spunem, conștient de ceea ce înseamnă o rezervație a biosferei și, până la urmă, ceea ce are voie să facă și ce nu are voie să facă în Delta. Zilele acestea am vizitat și câteva locații care mi-au atras în mod special atenția. Vorbesc despre locații care au redefinit turismul în Delta. Am văzut bungalouri, am văzut un glamping în devenire, o zonă de corturi, ca să le zicem așa, mai de... nu neapărat de lux, dar mai nu sunt niște simple corturi. Au toate dotările necesare pentru o vacanță foarte bună în Delta Dunării. Și nu sunt în inima Deltei, ci sunt la Lunca. Am fost la Săgeata Apei, Săgeata Albastră și la Casa Pescarilor. Două locații foarte frumoase, care s-au dezvoltat foarte frumos în ultimii ani și cu ajutorul nostru al Asociației Delta Dunării. Locații care vin și pun la dispoziție oamenilor totul în ideea de ecoturism, de la mâncare, la cazare, la felul în care sunt construite acele spații de cazare și așa mai departe. Cum se integrează toate astea în peisajul Deltei? Cum le vedeți dumneavoastră? Nu, Delta de mult trebuia să aibă un astfel de turism. Faptul că toată această poveste pandemică a venit peste noi și faptul că turistul, indiferent că este român, o să vedem și turistul străin cum se va comporta. Nu avem deocamdată, dar sunt convins că în foarte scurt timp o să avem și turist străin. Turiștii solicită astfel de abordări a formelor de turism. Ori, repet, Delta, cred că avea nevoie de mai mult timp să fie construit, să apară astfel de povești frumoase până la urmă, de a-ți petrece vacanța. Să nu uităm, vorbim în Delta de ecoturism. Delta nu înseamnă grătar pe malul Dunării, gunoi aruncat la întâmplare, eu știu, bărci cu motoare puternice cu care ne dăm cu șampania în parul de șampanie fluturând în vânt și așa mai departe. Nu asta înseamnă turismul de Delta. Turismul de Delta înseamnă acele corturi, acele bungalouri, înseamnă pescuitul, înseamnă liniștea, oferită natură. Să te trezești, să deschizi ușa și să vezi apa la picioarele tale, cam asta e ideea. Exact. Atunci când vorbim de Delta, oamenii nu vin aici cu siguranță pentru cluburi, dar nu vin nici să stea degeaba. Trebuie să le oferi activități. Fie că e vorba despre ceva inedit, precum niște biciclete plutitoare, cum le-am văzut zilele acestea, fie că este vorba de, eu știu, o plimbare cu caiace pe canale, printre sălgi, printre stufi și așa mai departe. Care sunt activitățile de care se pot bucura cei care vin în această perioadă în Delta? Vedeți, dumneavoastră, am mai spus-o, Tulcea reprezintă un județ cât o țară. Bună expresia asta de reținut, un județ cât o țară. Avem mare, avem munți, avem Delta. Avem cetăți, avem un drum al vinului. Avem cam toate formele de turism. Cred că singurul turism care lipsește în Delta e turismul balneoclimaterii. Dar cred că dacă... Avem un spa chiar aici la Lebă, dar urmează, eu știu, calea aceasta. Dacă cercetăm sau le punem eforturi, cred că vom avea și așa ceva. Încurajați turiștii să plece dintr-un astfel de resort unde au tot luxul necesar sau dintr-o pensiune cu 2-3 margarete și să exploreze și restul județului Tulcea? Evident, Tulcea, ca și destinație, spuneam de munte, munții Măcinului sunt fantastici pentru cicloturism, pentru călărie,
Avem rezervația Munții Măcinului, o conducere inimoasă care s-a preocupat să dezvolte o astfel de formă de turism. Într-adevăr, acea zonă a Măcinului, în zona aceea, Greci, Măcin, oraș Măcin, nu avem foarte multe locuri de cazare, dar suntem relativ aproape de municipiul Tulcea, care are peste 2000 de locuri de cazare, de la 2 stele la 4 stele. Deci putem accesa Munții Măcinului, indiferent cu ce formă vrem să accesăm această formă de turism montan, cazând în Tulcea, iar operatorii de acolo asigură aceste excursii în zona respectivă. Da, recomand tuturor turiștilor să încerce să-și propună vacanțe periodice sau în fiecare an în altă zonă din județul Tulcea. Inclusiv delta poate fi împărțită în zone. Noi avem o zonare a deltei la nivelul Asociației Delta Dunării, făcută împreună cu operatorii de turism, cu administrația rezervației biosferei Delta Dunării, care este publică în acest moment, care presupune o zonare a deltei din punct de vedere al specificului, a activităților turistice care poți să le desfășori, a tradițiilor care le poți regăsi în acea zonă. Zona Crișan este o poveste frumoasă, Crișan Letea. O poveste pădurea frumoasă. Pădurea Letea, într-adevăr, e un monument probabil unic în Europa. Exact. Crișan Solina Caraorman, iar o altă zonă. Deci putem vedea, petrece o vacanță de 7 zile pe an, dar în fiecare an să alegem o altă zonă turistică. Mi-aduc aminte că anul trecut am vizitat undeva în apropiere de Letea, nu mai știu exact localitatea, dar am văzut un bun gastronomic local și știu că sunt mai multe de acestea în Delta Dunării. Ce se întâmplă cu acel proiect și de ce pot oamenii să se bucure atunci când merg într-un astfel de punct gastronomic local? Din păcate, criza economică a stopat un pic acest proiect. Sper că această stopare a proiectului este doar temporară. De ce? Pentru că oamenii, un punct gastronomic local nu presupune și cazare. Ori operatorii din turism n-au mai căutat ca în cadrul excursurilor în Delta să asigure turiștilor mesele la un punct gastronomic local, au asigurat ei însăși, tocmai pentru a... Și atunci proprietarii unor astfel de puncte gastronomice locale s-au confruntat cu reale probleme economice, context în care cei care își doreau sau erau în procedură de a înființa în acest an au stopat procesul. Dar zic eu, pe măsură ce lucrurile reintră normal, odată ce măsurile de relaxare vin, bine, nu evident în acest an, pentru că suntem în luna august, dar pentru anul viitor, eu zic că lucrurile vor arăta din nou foarte bine. Ce face turistul acolo? De ce se bucură? Are probabil un borș de pește, are... Ce alte rețete tradiționale? Rețete tradiționale, începând de la borș de pește, plachie, plăcintă de pește, chifteluțe de pește, icre, nu știu, pește afumat, storceagul, care este produsele tradiționale atestate, să nu uităm că scumbia afumată de Dunăre este produs tradițional atestat la nivel european. Adică mâncărurile tradiționale, eu cel puțin ca bucureștean adoptat în Tulcea în urmă cu 10 de ani, vreau să spun că în fiecare zi eu redescoper Tulcea, redescoper Delta, iar gastronomia nu mă surprinde de fiecare dată cu ceva nou, ceva care n-am mai încercat și n-am mai mâncat. Vreau să încheiem emisiunea într-o notă pozitivă și optimistă, ca să zic așa, și aș vrea să vorbim puțin despre perspectivele Deltei în perioada asta post-pandemică, dacă putem deja să o numim așa, pentru că răul sau greul nu a trecut în totalitate. La ce vă așteptați să se întâmple în perioada imediat următoare, poate chiar în sezonul următor în Delta Dunării? Evident că Delta și observăm că redefinirea turismului în Delta este un proces început cu accente din ce în ce mai evidente de,
de dezvoltarea unor forme de turism care, spuneam mai devreme, era necesar să apară de mult mai mult timp hidrobicicletele, trasele de caia canoe, cicloturismul, acele bungalouri pe malurile Dunării și așa mai departe. Dar evident că toată această poveste va trebui integrată, zic eu, într-un produs turistic dobrogean. Și cred că ceea ce noi la Tulcea reușim cu succes, eu zic că județul Constanța reclamă mult mai mult decât și din păcate face mult mai puțin. Nu există o asociație de promovare acolo care să se implice la fel de mult cum o implicați dumneavoastră aici. Exact. Și atunci eu zic că se poate construi un produs dobrogean menținând și specificul ambelor destinații, un produs dobrogean comun, integrat, să nu uităm că vorbim de cetăți, vorbim de mănăstiri, vorbim de drumul vinului, vorbim de turiști care își doresc, vin pe litoral 3 zile și doresc 2 zile în delta. Sunt lucruri care pot fi construite și pe o promovare corectă și o dezvoltare corectă, cu caracter de continuitate, eu zic că putem face. Turismul tulcean și turismul dobrogean este obligat, are obligație față de români și de turiștii străini care își doresc să vină în România, să dezvolte destinația într-un mod care să asigure, și sunt convins că vom avea aceeași probleme și la anul, siguranța sanitară, dar și satisfacția unei vacanțe de care să se aduce aminte. Simțiți că vă ajută partenerii din asociație care sunt privați, dar și cei de stat, să le spunem așa, primării Consiliului Județean Tulcea? Simțiți că vă ajută în aceste demersuri? În aceste demersuri, la Tulcea, suntem sprijiniți. Bineînțeles, întotdeauna este loc și de mai bine. Întotdeauna este loc de și de mai bine. Dar sunt convins că lucrurile nu pot stagna odată pornite. Nu mai poți să reîntorci roata, să te întorci de unde ai plecat. Nu, vor merge în continuare lucrurile. Operatorii de turism, industria ospitalității este alături de noi și este parte integrată a efortului pe care îl facem fiecare zi. La fel și primările și Consiliul Județean. Domnule Țibuleacu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune și vreau să ne întâlnim poate aici și pe timp de iarnă, nu neapărat în aer liber, pentru că știu că Delta poate să ofere, am făcut un revelion de rit vechi aici în Delta, superb, de la tradiții, la mâncăruri, la toate acestea, nu mai spun de, eu știu, lacul Razel Sinoe, lacul Razel care era înghețat-o, un peisaj superb. Delta poate să facă turism și în extra sezon sau în afara sezonului estival, cu siguranță. Și sper să ne vedem și pe iarnă și pe vară, așa cum vreau să vă spun că locația în care ne aflăm, complex Lebăda Luxury and Spa, organizează și sărbătorile de Crăciun și de Revelion. Așa că asta e o chestie bună. Ne putem vedea inclusiv aici. Vă mulțumesc mult încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit. Ați văzut, Delta Dunării este o siguranță sigură, o destinație sigură prin felul în care se face turism aici. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că Delta nu este locația unui turist de masă. Este o locație în care vii, în care încerci să respecti natura prin ceea ce faci, în care vii să te bucuri de un turism lent, nu un turism rapid, nu este raiul șalupelor de mare viteză, ci al celor care vor să vină și să petreacă o după-amiază plăcută printre sălcii sau printre stuf într-un caiac, al celor care vor să meargă cu o bicicletă plutitoare sau al celor care vor să se bucure de mâncarea asta foarte bună de aici, din Delta Dunării. Eu sunt Adrian Boioglu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc o zi mai bună!